Fratele Varchin probabil se va adresa, probabil, sigur se va adresa persoanelor la risc de a transmite gripa. Deci angajaților din diferite instituții, pentru că într-o epidemie de gripă a rămâne fără niciun salariat la taxe și impozite, în spitale, eu știu, la poliție, este o problemă. Și acele persoane fac obiectul profilactizării prin vaccin distribuit în sistemul